Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea numărul 11 cu referire la țările, zonele sau teritoriile cu risc epidemiologic ridicat, pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea. Pentru persoanele care sosesc din peste 60 de state din lume, se instituie carantină pentru 14 zile. Măsura carantinării se aplică pentru o perioadă de 10 zile pentru persoanele care prezintă test PCR negativ, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun sau intrării pe teritoriul național pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat hotărârea numărul 11, prin care s-a actualizat lista țărilor, zonelor și teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Această listă cuprinde 61 de state sau zone din întreaga lume. Pentru persoanele care sosesc în România din aceste zone, se instituie carantina pentru o perioadă de 14 zile. În situația în care intrarea pe teritoriul României, persoana respectivă prezintă un test PCR negativ, măsura carantinării se aplică pentru o perioadă de 10 zile. Câteva categorii de persoane sunt exceptate de la măsura carantinării, însă nu și dacă sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. De la măsura carantinării sunt exceptate anumite categorii de persoane, respectiv persoanele care vin din țări înainte și care înaintea sosirii în România au petrecut 14 zile consecutive într-una din țări fără risc epidemiologic, conducătorii autovehiculor care transportă marfă cu capacitate autorizată mai mare de 2,4 tone, de asemenea conducătorii auto care efectuează transport de persoane, piloții de aeronave și personal navigant și alte categorii de persoane, astfel cum sunt enumerate în hotărârea nouă a Comitetului Național pentru Situații de Urgență din anul 2021. În momentul de față, persoanele care au efectuat și doza de rapel și de la data efectuării acelei doze au trecut cel puțin 10 zile, sunt scutite de la instituirea măsurii de carantină. Până în momentul de față, nu există o reglementare care să oblige persoanele să prezinte o dovadă a vaccinării. Vaccinarea este voluntară, dar persoanele care au efectuat totuși vaccinarea nu sunt carantinate.